Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi, alături de noi, este un drag prieten, Cătălin Stanciu, psiholog, clinician principal și psihoterapeut, și vom vorbi despre borderline, această tulburare de personalitate, cum să facem să trăim cu o persoană sau alături de o persoană cu emoții extreme. Discuția noastră o vom avea pe marginea cărții Borderline, cum să trăiești alături de o persoană cu emoții extreme, de Randy Krager, Paul Mason, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Te simți manipulat, te simți controlat sau mințit? Probabil că ești ținta unor crize destul de intense, violente și iraționale. Simți că trebuie să fii cumva delicat pentru a evita următoarea confruntare sau următoarea ceartă. Dacă ai răspuns da la aceste întrebări, este posibil ca persoana apropiată, chiar o persoană dragă, ție să sufere de o tulburare de personalitate borderline. Și vom încerca astăzi, alături de Cătălin, să facem așa puțină, cât ne permite timpul, să facem puțină lumină asupra acestei tulburări de personalitate. Ce este de fapt borderline și cum identificăm această tulburare de personalitate la o persoană cu care interacționăm mai mult? Poate că trăim sau poate locuim împreună cu acea persoană. Salut, Sorin, și mersi de invitație. Eu voi avea perspectiva, să spun, profesională în care mă regăsesc, și anume acea psihologie clinice. Borderline, nu? Este în primul rând o tulburare de personalitate. Și pentru a lămuri ce este borderline, cred că ar fi bine să facem scurte considerente legate de ce înseamnă o tulburare de personalitate în general. Iar o tulburare de personalitate este caracterizată prin trăiri interioare și comportamente care îndepărtează pacientul, folosim termenul pacient, îl îndepărtează pe acesta semnificativ de la normele specifice mediului cultural în care trăiește, din care provine. Și este important să specificăm faptul ăsta că psihologia modernă și psihiatria modernă ia din ce în ce mai în serios și mai mult în calcul mediul cultural. De fapt, DSM-5-ul, de-aia îmi și place foarte mult DSM-5-ul, care este manualul de diagnostic și clasificare statistică a tulburărilor mentale sau mentale, sunt cei doi termeni acceptați în egală măsură, pune foarte mult accentul pe teoriile psihosociale și atunci și pe mediul cultural. Ca să nu mă pierd în cuvinte, revin și spun că tulburarea de personalitate este în primul rând un model persistent de trăiri interioare resimțite extrem de puternic în mediul cultural. Este pervaziv, în sensul că aceste trăiri sunt generalizate și afectează întreaga sferă a existenței individului sau a pacientului. Este un model persistent care este în același timp și rigid, se intervine foarte greu, de aceea de multe ori intervenția terapeutică în cadrul tulburărilor de personalitate este dificilă. Ca debut se remarcă în adolescență sau la vârsta de adult tânăr, de obicei 26-35 de ani. Acest model este stabil și conduce la suferințe, la suferințe interioare. Deci o persoană care este diagnosticată cu o tulburare de personalitate are o suferință interioară. Nu este comod, chiar dacă nu știe, că nu întotdeauna există conștiența propriei afecțiuni psihice sau mentale sau mentale, o resimte la nivel sufletește ca fiind un disconfort, o inadecvare. Să fiu și mai specific, tulburarea de personalitate de tip borderline, borderline înseamnă la graniță, pentru că atunci când a fost introdusă în acest nomenclator în DSM, nu s-a știut foarte clar unde să fie situat. În anii 75-80 încă exista termenul de nevroză și psihoză. Acum s-a renunțat la terminologia de nevroză și este des folosită terminologia de tulburare de personalitate. Și nu se știa foarte clar unde să fie situată. Ori în zona nevrozelor, ori în zona psihozelor sau a tulburărilor psihotice, cum se numesc astăzi, și atunci s-a numit tulburare de personalitate borderline, de graniță.
care se manifestă printr-o instabilitate în relațiile interpersonale, în propria imagine, în imaginea afectivă și la nivel comportamental cel mai vizibil este impulsivitatea, o impulsivitate accentuată. Tulburarea de personalitate borderline, BPD, cunoscută și ca tulburare de personalitate instabilă, cum spuneai, emoțional, un tipar pe termen lung de comportament anormal, caracterizat prin relații instabile cu alte persoane, simț instabil al sinelui și emoții instabile. Gândindu-mă cumva că este o formă de reacții comportamentale inadecvate sau neașteptate sau imprevizibile, pentru că persoana cu această tulburare de personalitate borderline poate să aibă niște fluctuații de emoții de la o stare de entuziasm și de bună dispoziție până la o stare de furie extremă și de irascibilitate. Mă gândesc cumva, cauza acestor probleme nu este dată cumva și de acele butoane pe care apasă celălalt? Pentru că mă gândesc că această tulburare de personalitate borderline, ca și depresia, are și ea anumite forme. Mă gândesc că probabil că este o formă mai ușoară și probabil că în funcție de felul în care noi interacționăm cu ceilalți, cred că avem și noi mici momente de borderline în viața noastră de zi cu zi, dacă e să ne gândim la această graniță. Dom'le, ce este normal și ce este dincolo de normal în sfera patologicului? Și atunci mă gândesc că s-ar putea ca și celălalt să trezească noi anumite reacții, dacă stau să fac legătura între borderline ca tulburare de personalitate și cauzele ei. Răni, traume din copilărie, pomeneai de frica de abandon, da? Care poate să fie o rană de abandon, și mă gândesc care sunt cauzele până la urmă ale tulburării de personalitate borderline. Care sunt rădăcinile ei? Ziceai de frica de abandon. Ăsta este un prim criteriu de diagnostic din DSM-5. Să nu uităm că tulburarea de personalitate de tip borderline este o tulburare care intră în sfera psihiatriei. Ține în primul și în primul rând de medicină și colateral de psihologie, psihoterapie ca intervenție psihoterapeutică. Ca factori sau mai degrabă, da, ține de traumele pe care pacientul le-a avut în copilărie și de istoricul copilăriei acestor pacienți, unde marea majoritate consemnează anamnezic abuz sexual, abuz fizic, neglijare, toate cele patru forme de abuz, conflicte violente, dar și pierderea prematură a unui părinte. Acum în psihologia modernă se vorbește foarte mult de zona și a neuroștiinței. Există și factori genetici care se resimt mai ales în zona, să spunem așa, prevalenței, pentru că este de 5 ori mai mare frecvența cu care se întâlnește această tulburare la persoanele care au în familie și membrii de gradul 1 care au deja această tulburare. Și atunci putem vorbi și de faptul că există și o componentă genetică, dar în mare măsură este vorba de intervenția din mediul exterior, din mediul cultural, din mediul social, din mediul familial. Iar ca o prevalență mediană a acestei tulburări, ea este estimată nu doar în Statele Unite, de unde a ajuns în Europa DSM-5, în Europa este dezvoltat ICD-10, dar și psihologia europeană și psihiatria
europeană merge în egală măsură pe DSM-5 și atunci, când vorbim de statistică, facem referire și la populația europeană. Se vorbește de 1,6 până la 5,9% dintre persoane care sunt diagnosticate cu această tulburare și 10% dintre pacienții internați sau care sunt rezidenți în centrele de sănătate mentală sunt cu acest diagnostic. Însă debutul este, cum am zis, în adolescență și este profund marcat de traumele prin care aceștia au trecut. Nu înseamnă că toate persoanele care au trecut prin abuzurile pe care le pomeneam vor dezvolta la rândul lor o astfel de tulburare. Ea este într-o bună măsură condiționată și de factorii de genetici de care pomeneam și de care aminteai, dar și de traumele pe care le-au suferit. Oarecum acestea suprapunându-se, neexistând metode, sau și tulburarea aceasta de personalitate se dezvoltă ca un mecanism de coping, de apărare. Doar că până la urmă, după o anumită vârstă, devine o metodă disfuncțională care face rău propriei persoane și duce la o neînțelegere a sa în mediul familial, profesional, ci la disfuncționalități. La disfuncționalități pe toate planurile. Există vreo legătură între stilurile de atașament din copilărie și această tulburare de personalitate? Și aici mă refer la faptul că pomeneai despre factorii genetici, pe lângă cei genetici, neurologici, cei factorii educaționali, până la urmă și cei de mediu sau social. De ce te-am întrebat acest lucru? Pentru că e posibil ca o mamă cu această tulburare de personalitate cu borderline să transmită, iată, din punct de vedere genetic, această tulburare și copilului. De asemenea, poate o mamă cu un stil de atașament anxios sau evitant, iarăși la rândul ei poate să transmită acest lucru ca primă figură de atașament, figură paternă, să transmită acest lucru copilului. Mama când este? Când nu este? Când mă vrea? Când nu mă vrea? Mă pot baza pe ea? Nu mă pot baza pe ea. Și atunci și el poate să dezvolte niște tipare relaționale, adultul, copilul devenit adult, să dezvolte niște tipare relaționale disfuncționale în viața lui de adult. Și să fie cumva la granița aceasta a borderline-ului dintre ceea ce este firesc, să spunem, și normal, acceptat de societate și ceea ce trece granița în zona patologicului. Cred că sunt în acord cu tine în privința asta. Există studii în ultimul timp care corelează tulburările de personalitate cu tipurile de atașament. Evident că nu vorbim de tipul de atașament securizant care duce la un adult echilibrat, care poate dezvolta relații echilibrate și care poate transmite mai departe o relație echilibrată. Pentru că vorbim de mamă ca imaginea cea mai puternică în primii 7 ani, pentru că noi ca tați suntem introduși în viața copilului nostru și de către mamă. Uite, George, el este tatăl tău. Cam asta este relaționarea prima noastră cu copilul nostru, prin intermediul mamei. Și ceea ce o să spunem aici, ceea ce ai spus tu, nu este incriminator la adresa mamelor, că doar ele sunt cele care generează în viitorii adulți probleme emoționale. De aici vorbim chiar mai mult de problemele psihice. Însă tipurile de atașament nesigur, fie că vorbim de tipurile de atașament evitant, nesecurizant, ambivalent, mai rar este întâlnit
tipul de atașament dezorganizat poate crea sau poate favoriza, nu poate crea, că nu este singura ploaie nocivă care ne udă personalitatea și o duce într-o creștere disarmonică. Pentru că în trecut tulburări de personalitate mai erau denumite și disarmonie. Și folosesc acum termenul în mod plastic. Vorbim de atașamentele, în primul rând, atașamentele nesecurizante. Pentru că și simptomul vedetă al borderline-ului este instabilitatea. Iar simptomul vedetă al atașamentelor nesigure este din nou instabilitatea. Faptul că figura de atașament sau de siguranță nu este stabilă. Ne putem baza pe ea? Nu ne putem baza pe ea. Și atunci noi ne dezvoltăm pe forma asta și se generează cele două tipuri principale cu consecințe negative, hai să nu le zic negative, cu consecințe negative asupra personalității noastre. Nesecurizant ambivalent și nesecurizant evitant sau anxios. Este o corelație care poate la prima vedere nu este atât de evidentă, dar dacă ne uităm în profunzimile simptomelor borderline și în profunzimele simptomelor atașamentelor nesigure, există anumite asemănări care ne cam obligă să problematizăm măcar. Volumul despre care noi, sau pe marginea căruia noi am discutat astăzi și discutăm în continuare, Borderline, cum să trăiești alături de o persoană cu emoții extreme, carte pe care tu ai citit-o și pe care o recomanzi cititorilor și celor care ne urmăresc, a ajutat deja 500.000 de oameni care au prieteni și rude ce suferă de această tulburare de personalitate să înțeleagă această tulburare destructivă, să stabilească limite sănătoase și să-și ajute persoanele apropiate să nu mai apeleze la comportamente periculoase. Iar această carte, am putea să o numim un ghid, ne ajută să înțelegem cumva disarmonia, ca să folosesc, să te parafrazez pe tine, disarmonia sau haosul situației creată de o persoană dragă, apropiată, care are o astfel de tulburare, să susține voile, să aplanezi conflictele și tensiunile, să spunem, și să te protejezi pe tine însuți și pe ceilalți de aceste comportamente violente. Ce ar trebui să facă, sau în afară de apelarea, să spunem, la un ajutor de specialitate, uh-huh, când vorbim de ajutor psihiatric sau când vorbim de ajutor din zona psihoterapiei, referindu-mă la orientarea cognitiv-comportamentală, ce ar trebui să facă o persoană sau mai multe persoane care au în familie o persoană dragă, un însoțitor drag cu astfel de tulburare de personalitate? Pentru că, exact cum spune și titlul cărții, nu este ușor să trăiești cu o astfel de persoană cu emoții extreme și mai ales, cu toți avem emoții și ne emoționăm, dar să treci atât de repede de la o stare la alta și această labilitate, să spunem, emoțională, s-ar putea să-l confuzeze și să-l bulverseze pe celălalt. Dificultatea este dată de faptul că într-o astfel de relație, nu vorbim neapărat de relațiile amoroase, ci și relațiile părinți-copii. Este foarte greu să descoperim elementele predictibile, pentru că siguranța într-o relație sau stabilitatea într-o relație ne este dată și de oarecare predictibilitate. Știu că dacă eu acționez într-un anumit fel, trezesc în celălalt un anumit comportament sau generez în celălalt un anumit comportament. E în cazul
persoanelor cu astfel de diagnostic nu avem această predictibilitate și de aceea este și foarte dificil. Dificil este și ce ziceai prima dată, ne întoarcem, pentru că persoanele diagnosticate sau care nu sunt diagnosticate, ori că ai diagnosticul stabilit de către un psihiatru, ori nu, comportamentul tău este același. Cea mai mare temere a borderline-ului este abandon. Este abandonul. Și atunci fie imaginar, fie real. Pentru că îți creezi niște scene, un scenariu de viață care este însoțit de către abandon. Dificultatea mai este dată de zona asta de instabilitate, dar cred că este important să nu transmitem ideea că acești oameni sunt oameni răi sau că nu au un grad de empatie sau că nu sunt capabili să iubească sau că nu sunt capabili să aibă o familie sau să fie funcțional social. Nu despre asta este vorba, ci despre această explozie a emoțiilor care face trăirea cu o persoană diagnosticată cu borderline, o face dificilă. Iar atunci aparținătorul, în primul rând, din nevoie să fie îndestrat cu trei calități mari. Am oftat pentru că e vorba de foarte multă răbdare. Exact. Apoi este vorba de un grad de empatie ridicat și de o foarte bună cunoaștere a afecțiunii, ce înseamnă, cum se manifestă și mai ales să nu ia mereu personal izbucnirile nervoase sau izbucnirile impulsive, care sunt considerate nervoase. Pentru că ca om care nu ai cunoștințe în domeniul ăsta al psihologiei, psihiatriei, psihologie clinică, confunzi impulsivitatea, irascibilitatea cu nervozitatea. Și atunci și tu ai la rândul tău tendința să exagerezi. Pentru că la urma urmei, borderline este o persoană care își exagerează prin manifestări trăirile. E bine să de știut că statistic se dovedește că după 25-30 de ani, persoanele cu borderline, personalitatea lor se mai domolește. Zona de impulsivitate, de instabilitate nu mai este atât de manifestă. Dar există o rezistență la schimbare destul de mare. Abia în a patra, a cincea decadă de viață, persoanele diagnosticate cu borderline sunt dispuse să urmeze un tratament psihiatric și o intervenție psihoterapeutică. În cazurile dificile, astea sunt cele două metode care merg mână-mână, pe lângă suportul familiei și pe lângă dragostea familiei, pentru că nevoia esențială de iubire este prezentă și manifestă mai mult poate la persoanele borderline decât la persoanele tipice. Pentru că lipsește elementul de siguranță și atunci instabilitatea este cea care te năucește și pe tine, ca persoană diagnosticată, pentru că vorbeam despre suferința pe care aceștia o au și disconfortul interior, la urmă este vorba și de o inadaptabilitate la propria persoană. Pentru că ți este greu să te adaptezi la un mont în rus emoțional. O fi fain 2-3 minute, dar deja după aia este amețitor. Și pentru propria persoană, dar și pentru aparținători. Acum, ca să nu ne ducem nici poate într-o notă, să zicem, ușor sumbră, așa vorbind despre această perioadă, mă gândeam, am luat-o așa ca pe o glumă, mă gândeam, zic, apropo de ce spuneai tu, că se estompează cumva efecte sau mai degrabă se estompează reacțiile impulsive, că ești pe modul reacțional impulsiv ale personalității, ale persoanelor cu borderline după vârsta de 35-40 de ani, poate și pentru faptul că te mai domolești și ca vârstă.
Da, probabil că la 25-30 de ani fierbe sângele în tine și ești vulcanic și ai anumite reacții, să spunem, și ai această instabilitate emoțională pe care nici tu nu ți-o poți controla, dacă, mai ales dacă nu ești conștient de ea, dar cu vârsta lucrurile poate că se schimbă. Și aici mă gândesc că ședințele de psihoterapie și cred că și cărțile, uite, cum este cartea despre care am vorbit noi astăzi, Borderline, cred că și în general cărțile de psihologie, psihoterapie și de dezvoltare personală, cred că pot ajuta astfel de persoane să se înțeleagă cumva mai bine. Din practica și clinică și cea terapeutică, am observat că atunci, deși ca psihoterapeut nu lucrez pe diagnostic, evident că nu asta contează, însă simptomatologia este, chiar dacă este clară. Însă am observat că pentru clienții, pacienții mei, care aveau nelămuriri și dureri legate de propria persoană și li s-a stabilit un astfel de diagnostic, aduce o formă de liniștire. Ok, știu ce am, știu ce am de făcut. Pentru că demersurile lor de schimbare sau de păstrarea unor relații îi bulversau. Pe relații este foarte interesant pentru că se sabotează foarte, foarte mult. Atunci când o relație are șanse să meargă, tocmai atunci ei o întrerup, pentru că nu mai funcționează cu scenariul lor de viață și anume cu abandon. Ei, aici se suprapun cele două planuri. Scenariul de viață este o terminologie, este un termen sau o terminologie specifică psihoterapiei și criteriul de diagnostic, cel al abandonului imaginar sau real, este cel al psihiatriei și al psihologiei clinice. Și atunci cele două se pot îmbina la fel cum se pot îmbina și sunt de dorit în cazurile unde intensitatea simptomatologiei este puternică, un tratament psihiatric, pentru că cele două nu se exclud. Cunosc psihiatrii care au făcut psihoterapie sau care sunt și psihoterapeuți și au abordare pe ambele părți. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre borderline, o tulburare de personalitate destul de frecvent, aș putea spune, regăsită la persoane și la cei din jurul nostru. A fost alături de noi Cătălin Stanciu, psiholog clinician principal și psihoterapeut, și am povestit pe marginea cărții Borderline cum să trăiești alături de o persoană cu emoții extreme, de Randy Krager și Paul Mason, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald, carte pe care, iată, vi-o recomandăm cu mare drag, mai ales dacă aveți, vreți să aflați mai multe despre această tulburare de personalitate și aveți persoane cu care trăiți sau cu care locuiți și suferă de această tulburare. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și la acest episod a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a acestei rubrici. Vreau atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!